Primul an din învățământul obligatoriu, clasa 0, pare a fi în prezent în stadiul de testare. Statul oferă câteva jocuri și planșe, nu și manuale sau caiete de lucru, în condițiile în care elevii trebuie să învețe să scrie și să citească. Motiv pentru care cadrele didactice susțin cu tărie folosirea materialelor auxiliare și consideră că manualele din școală sunt vechi, insuficiente și depășite. Același lucru îl spun și părinții. Cât de necesare vi se par manualele și caietele auxiliare? Păi sunt foarte necesare, că faci suplimentar copilul. Am văzut la nepoata mea. Până în prezent foarte bune, nu știu ce... Copiii, dacă sunt mulțumiți de ele, dar noi, părinții, credem că sunt foarte bune manualele pentru copii. Îi ajută să exerseze mai bine. Sunt bune cele date de minister, dar și asta e că îi ajută la cunoștințe. Ministrul Educației Remus Pricopie a afirmat recent într-o videoconferință cu inspectorii școlari că vânzarea de cărți și auxiliare în unitățile de învățământ susținute de unele edituri este ilegală, iar profesorii nu au voie să devină agenți comerciali. Roxana Roșu predă limba franceză la o școală din municipiu și, nedorind să vorbească în fața camerei de filmat, și-a exprimat în scris opinia cu privire la utilizarea auxiliarelor. Aceasta consideră că materialele auxiliare sunt necesare, însă nu în exces, și precizează că un profesor nu trebuie să se consulte cu elevii sau părinții în stabilirea auxiliarelor ce urmează a fi folosite la clasă, ci cu specialiști în domeniu. Dascălul este de părere că orice cadru didactic care are contract de colaborare cu o editură poate comercializa materiale suplimentare pe bază de factură fiscală în afara orelor de program. În încheiere, profesoara a subliniat că toată această campanie anti-învățământ calitativ se duce, deoarece piața muncii din străinătate are nevoie mare de forță de muncă pentru meserii de slugă.